Salutare națiune și bine v-am regăsit la un episod din seria The Journey alături de Alexander, în care astăzi jucăm cu Manchester United în deplasare. Wow, se pare că vom juca pe Old Trafford. Iar Hunter poate să joace, deși în episodul precedent la meciul cu Burnley s-a accidentat, dar se pare că tot joacă. Ca așa vrea el, uitați-vă și voi la el, cât de motivat este. Na, bun! Haide să avem speranțe în ochi. Să sperăm să avem speranțe în ochi, pentru că jucăm cu Manchester United pe Old Trafford. Mamă! Păi și pe David De Gea. Unul dintre cei mai buni portari din lume. De Gea, care este definitiv mai bun decât Petrica, aș zice. Petrica o mai îmbătrânit o leacă. David e tânăr. În fine, să sperăm să dăm gol lui David ăsta. Lui prea fericitul David. Pasează. Na bun, n-a mers. Meciul ăsta va fi mult mai dificil decât cu Arsenal, because this is too difficult, or this is more difficult than against Arsenal. Da. Vorbesc ca comentatorii ăia pe fundal. Na bun. Au corner. What are you expecting from him in this match? Two in his previous match. Oh. A clear danger man for the opposition. Na bun, Hunter. Hunter. Fă ceva. Aleargă, Hunter. Sunt prea bun, chiar nu pot să trec pe lângă ei pur și simplu așa ușor. Sunt prea bun, adică e Premier League, ce să zic. Supporting player alongside, trying to find an opening, not panicking, and in he goes with the tackle. Well, this is how this team can play, sustained attacking football, but when they lose it, as they've done now, it's just a risk that they get caught out. Nordin Amrabat. Pasează la Hunter, așa, du-te, du-te, Hunter, hai că poți, am încredere în tine, Hunter. Oh, trage, trage, idiotule, este, este gol. Da, 1-0, capu. Incredibil, incredibil, mamă, ce gafă. A făcut defensiva lui Jose Mourinho. Na bun. Și portarul ăla David, de ce nu a sărit? Pur și simplu a zis, a, e o acadea sau nu știu. S-ar fi gândit că suntem prea slabi și nu s-a așteptat deloc să înscriem și credea că dăm pe lângă sau ceva de genul. Va fi simulare sau ceva, dar în fine, conduce cu 0-1 pe Old Trafford. Foarte, foarte bine. Mamă ce m-aș bucura dacă mai înscriem un gol. Haide, Hunter. Hunter. Haide, Hunter, știu că poți. Știu că poți. Haide, Hunter. Hunter, Hunter. Hai, dați o dată. Hunter. Așa, Hunter. Așa. Mamă. Ce paradă. V-am spus că e bun ăsta. Du-te, Hunter. Mamă, te rog să mai dau un gol sau să mai înscriem un gol, nu trebuie neapărat să dea Hunter. Dă-i! Este! Este! Gol! Mamă, ce cap o futut ăsta minge.
value for this advantage at the moment. Zbam! Și ăla a alunecat de parcă a fost pe gheață, era la patinaj ăsta de hea, cum a alunecat. Este 2-0, oameni buni! Nu-mi vine să cred, mamă ce joc! Și eu nu joc pe dificultatea amator sau mai ușor de atât, ci joc pe semi-pro ca de obicei. Pentru că na! Cine s-ar fi așteptat la asta? Pasează. Du-te. It's Ibrahimovic again. Morgan Schneiderlin. Schneiderlin. Michael Carrick. Two more minutes to play of added time. 2 minutes. Added time. Nu-mi vine să cred. Conducem la pauză cu 2-0. Mamă. Well, it's one change and it looks like it's a Holeba, sunt scris al doilea gol. Na bun, Hunter. Now it's with Hunter. Mamă. Haide, dă-i! Este! Nu cred! 3-0! 3-0! Împotrivei Manchester United! What the fuck? Asta este cea mai norocoasă zi. Nu cred că e 3-0! Am pasat așa la nimereală. Credeam că iar o să dea pe lângă sau ceva de genul. 3-0! And that's broken up by the defender before the cross could come in. We've got the away manager indicating he wants to make a substitution now. It's Carrick. Cel mai mare rezultat din deplasare de până acum. Du-te, Hunter! Du-te, Hunter! Trage! Trage! Bară! I-o tras în cap, nu? I-a futut o minge în cap lui De Gea. Mamă, dacă era 4-0, vă vine să credeți. Du-te, Hunter. Vară. Nu cred. E a doua bară care o dau în acest match. Mata. Working hard just to see maybe a sight. Păi și pe ăștia. A timely challenge. Du-te, Hunter. Du-te. Fă ceva, Hunter, fă ceva. Scrie istorie, Hunter. 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 That's a better effort from the goalkeeper. He's not had his best match, but it's a decent start. Prinsă. Yeah, a bit of a port in a storm that. It's not been his best display, but that was good. Still 20 minutes to go. Schneiderlin. Substitute coming up for the away team. Manchester United having to force the play here. It looks like the opposition is in for. Na bun. Sunt foarte concentrat. Haide, Hunter. Hunter! În mijlocul porții am tras. Mamă. Cât de prost pot să fiu? Nu. Na bun, în fine, și așa nu cred că ne mai ajung ăștia. Dar totuși 3-0. 3-0. Așa. Așa. Oh. Oh.
Ce greșeală! Ce greșeală defensivă, nu cred! Ce greșeală, Hunter, hai! Hai că se poate, Hunter, din nou, shoot! De ce n-ai shootat, boule? What? Am văzut mingea în poartă. Pe lângă o trecut. O dată lateral. Mamă, eu am văzut-o în poartă. Vorbesc serios. Du-te, Hunter. Darmian. Darmian intră. Portarul n-are stres, e chill. Nu... își face stres, l-ați văzut ce voi pe Mourinho, pe fundal, care acum mulți ani l-a dat afară pe Adi Mutu de la Chelsea pentru că, na, se spune că a consumat nu știu ce droguri, dar totuși Mourinho e un mare porc, a făcut o mare greșeală, Mutu a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști români în vremea aceea. Na bun, se pare că am câștigat cu 3-0 în deplasare și sunt cât a șocat pentru că nu am așteptat să închei cu un astfel de rezultat. Mă așteptam să fac cu un 1-1 sau ceva de genul, 2-1 poate pentru noi sau pentru ei. Mă așteptam să fie mult mai echilibrat meciul, dar în fine, acum normal că vom face antrenamente și anume free training și aș alege penaltiurile pentru că sunt cele mai ușoare ca să iau A în mod mai rapid și mai easy. Dar da, acum să sperăm să o ținem tot așa toată această serie. Ok, avem penaltiurile astea și după aia tot la set pieces. Dacă putem sau dacă vrem, mai bine de atât, basic free kicks pe bronze. Se poate și așa. Hai la penaltiuri acum, la 11 metri. Ia să vedem cât de bun este Hunter. E destul de bun, adică... dă bară, n-are stres. Face crossball challenge cu Pantilimon. Hai mă frate, pe cea mai ușoară dificultate și tu dai pe lângă, ce naiba. Așa, good job, good job. Nu, prea tare am dat. Prea tare am dat. Na bun. Acum loviturile libere. Sau... șuturile de la distanță. Da. Să vedem dacă este în stare Hunter să tragă. De la distanță, da, se pare că dă bară. Ok. Oh, nu. Oh! Nice. Trage. Vreau să nimeresc aceste... ținte! Bară. Merge și bară, nu? Avem D. D sau C? Cred că C. Că D-ul e pe portocaliu. Dar nu vreau să dau bare. Ce naiba? Așa! Trage. Perfect! A! Nice! Ne-am și scăpat. Ultimul șut, să vedem. Nu s-a pus, pentru că, da.
Așa e viața uneori, nu? Nu ți acordă uneori destul timp. În fine, avem A. Și rămânem salvați în primii 11. Na bun, iar acum ce facem? Cu Manchester City, FA Cup. Gut. Da. Dann mal los. Großer Tag für dich morgen. Da, mâine o zi mare pentru tine. Ascultă aici, bă, pulă, să știi că FA Cup e ceva mult mai diferit decât Premier League, pulă, înțeles? Eu de mic copil mi-am dorit să iau această cupă și nu reușisem deloc. Acum te rog să dispar din fața ochilor mei până nu-ți fut și un pumn. Da, fiule, să știi că e cam frustrat pentru că nu l-a luat cupa, dar tu poți să iei asta, am încredere în tine, fiule, că poți să-l iei. FA Cup va fi în mâinile tale, ești cel mai bun, bunică su... Îl așteaptă să plece. Dar în fine, să sperăm ca în următorul episod să putem să câștigăm următorul meci, ca de obicei. Dar până atunci, eu am fost Eddie Forsyth Gamer HD. Ne vedem data viitoare și bineînțeles, ciao, ciao!